genul programului Talk Show. Săruna doamnelor și domnișoarelor, bună ziua domnilor, vă salut în special pe dumneavoastră iubitorii sportului. E luni, e ora 17, este Sport Plus la Hunedoara TV. Da, așa cum v-am obișnuit, campionii județului vin la Hunedoara TV. Astăzi, încă o dată, avem ocazia să vorbim despre performanță. Nobila Artă, boxul, ne-a dat ocazia și a adus un rezultat foarte bun pentru județul nostru. Este vorba despre o medalie de argint câștigată la campionatele europene rezervate juniorilor de un pugilist din municipiul Hunedoara, care reprezintă culorile clubului sportiv școlar din municipiul Hunedoara. Este vorba despre, de acum cunoscutul, Cosmin Petre Gârleanu, un adolescent de 16 ani, multiplu campion național, care săptămâna trecută, departe la Lvov, în Ucraina, a obținut cea mai bună performanță a carierei lui și una dintre cele mai bune pentru pugilismul hunedorean, câștigând medalia de argint la categoria 44-46 de kilograme într-o competiție cu peste 20 de pugiliști doar la categoria lui, peste 200 în întreaga competiție. Cosmin a revenit la Hunedoara TV, nu cu mâna goală, a venit cu placheta pe care a câștigat-o pentru performanța pe care a obținut-o, dar și medalia continentală de argint, cum spuneam, la box, la categoria 44-46 de kilograme. Salutare, Cosmin, bine revenit la Sport Plus! Bună ziua, bine v-am regăsit! Felicitări pentru performanța ta, este prima medalie continentală pe care ai câștigat-o, corect? Mulțumesc! Da, da, este a doua. A doua? Mai ai încă o medalie? Da, la campionatele europene de școlare. Școlare. Ok, aici e mai prețioasă pentru că juniorii sunt deasupra școlarilor, ca să spun așa, și deja ești o certitudine a pugilismului românesc și o speranță totodată. Ne arăți medalia? Da. Foarte frumoasă, este, reprezintă sigla competiției, nu? Iar jnurul este în culorile țării gazdă, Ucraina. Cosmin, cum a fost în ringul de la Lvov? A fost bine, am fost bine pregătit, am avut câteva emoții, iar pe parcurs mi-a trecut. Mi-a mers bine în ring, m-am mișcat foarte bine. Doar puțin în finală, nu? Da. Nu din partea ta, ci din acelor care au decis învingătorul. Am auzit păreri și ale antrenorului tău, Ilie Captari, dar și ale altor cunoscători ai fenomenului care au văzut lupta ta din finală și au spus că, pe bună dreptate, că tu ești învingătorul moral, deși arbitrii se pare că au văzut altfel. Ai fost supărat la momentul deciziei? Da, am fost dezamăgit. Spărat. Tu ce ai simțit în ring? Eu am simțit că l-am bătut. Eu sunt învingătorul. Cosmin a venit singur astăzi în platoul emisiunii Sport Plus. După cum ați văzut, placheta și medalia, însă a venit însoțit de directorul clubului sportiv școlar din Hunedoara, domnul Nicolae Cârstea. Bine ați venit, domnul director. Bună ziua și mulțumim de invitație. Plăcerea de partea noastră. Iată, clubul sportiv școlar din Hunedoara a mai adus un rezultat de excepție pentru sportul hunedorean și chiar din România. Da. Medalie de argint la campionatele europene de box. Trebuie să spunem telespectatorii noștri că în urmă cu 2 ani, alt pugilist al secției Clubului Sportiv Școlar din Hunedoara, Sorin Dobondi, a câștigat o medalie de bronz, dar la campionatele mondiale. Mondiale, da. L-am însoțit pe Cosmin și îi felicit și sportivul Cosmin Gârleanu și pe antrenorul Ilie Captari. Nu a putut să ajungă din motive personale și fiind invitați la dumneavoastră,
am venit cu plăcere. Pentru aceia dintre dumneavoastră care ați obișnuit ca atunci când îl vedeți pe Cosmin alături de ei să fie maestrul și mentorul său, Ilie Captari, trebuie să vă spunem că domnia sa nu a putut să ajungă astăzi la Sport Plus pentru că a fost prins cu o problemă personală, însă nu vom rata ocazia și cu proxima ocazie vom afla și părerea lui, chiar și astăzi, dar prin intermediul telefonului. Cosmin, spuneai că ai avut ceva emoții în ringul de la campionatele europene. Este un pic dificil ca în fiecare zi de gală să urci primul în ring, categoria ta fiind cea din tâi. Nu, este chiar... Îmi place când deschid eu gala. Gala, da. De ce? Nu știu, dar e ceva... Îmi place. Aparte că ești primul, intri și... Da, că deschid bal, gala. Cum se spune. Da. Altfel, dintre cele trei victorii, cu 3-0, trebuie să vă spunem că înainte de finala categoriei, Cosmin a disputat trei lupte pe care le-a câștigat în unanimitate prin decizia arbitrilor. 3-0, a învins un sportiv din Turcia, un galez și un englez. Care ți s-a părut mai bun dintre cei trei învinși ai tăi? Turcul. Turcu, da? Ți-a pus un pic probleme? Nu mi-a pus probleme, dar era foarte înalt. Foarte înalt, da. Și cum l-ai dovedit? Cum ai punctat? Am mișcat foarte bine corpul și am ieșit din lateral. Am lovit din lateral. Domnul director, mândru, nu? Mândru și este o performanță deosebită. Am vizionat toate meciurile, chiar și finala discutam cu el. Eu am văzut-o câștigătoare. Toți sportivii erau mai înalți decât el, dar el s-a mișcat foarte bine în teren și chiar la centru și îi ducea în colț. Este un sportiv deosebit și luptă. Deci este un luptător. Suntem mândri de el și îl felicităm. Așa cum este bine unui pugilist, nu? Da. Cosmin, pe lângă tine alți doi băieți au luat tot medalii de argint. Este vorba despre Dinu, nu? Da. Și Biro. Da. Cum ați fost primiți de oficialii Federației Române de Box? Rezultatele voastre? Am fost la plecare, am fost primiți la un studio cu muzică populară, cu obiceiuri din Maramureș, iar când ne-am întors la vamă, tot așa cu muzică. Ați avut o premieră... Da, foarte frumos. Plăcută. Da. În Ucraina? În afară de ring? Am vizitat ai orașul. Ai să vezi ceva? Da, am vizitat orașul. Scurtul timp liber pe care l-ai avut. Da, ne-am plimbat. Vizitat orașul, este foarte frumos. În timp ce colegii noștri ne vor face legătura telefonică cu maestrul Ilie Captari, antrenorul lui Cosmin Gârleanu, am o curiozitate, domnul director. Vă gândeați înainte de competiție că Cosmin va reuși să urce pe podiumul de premiere la europene? Da. Că nu e puțin lucru. Nu este și am sperat mai mult, chiar când a fost în semifinale. Am discutat cu antrenorul, a spus că are șanse și îi doream să fie o medalie aurită. Da, și înainte de plecare cu antrenorul în pregătire, s-au cerut mai multe zile de cantonament, s-a plusat pe antrenament și au fost foarte bine pregătiți. Îl avem în legătură telefonică pe antrenorul Ilie Captari, antrenorul lui Cosmin Gârleanu la Clubul Sportiv Școlar din Hunedoara și totodată antrenorul lotului României de juniori de box. Bună ziua! Bună ziua! În primul rând, felicitări pentru rezultatul obținut de Cosmin Gârleanu, dar și de ceilalți doi pugiliști români care au urcat pe podiumul de premieră la campionatele europene de la LOV din Ucraina. Mulțumesc pentru urări și pentru aprecieri.
A fost greu? Nu pot să spun că a fost ușor, deci la o competiție europeană de unde participă atâta lume, deci 27 de set, nu e posibil de ușor, dar m-am descurcat. Am citit și am auzit că nu ați fost de acord, cel puțin în ceea ce îl privește pe elevul dumneavoastră, Cosmin Gârleanu, cu decizia arbitrilor din finală, care l-au văzut pe el învins. Da, pentru că nu asta a fost realitatea părinților. Cei care au urmărit meciul pe net au putut să vadă. Mă gândesc că sunt de aceeași părere cu mine că copilul și-a câștigat dreptul de a fi campion european, da? Arbitrii n-au fost la aceeași părere. Păcat că e totuși munca unui copil și în sensul ăsta am făcut și o scrisoare către supervizorul acelei competiții, acelui campionat european, Terry Smith, în care am căutat să explic la om că noi, în calitatea noastră de educatori și de evaluatori, avem mai mult decât datoria de a educa și evalua, avem datoria de a crește niște oameni demni pentru viitor, niște, nu niște hoți. Deci noi prin asta îi învățăm și să fure, ori nu asta e datoria noastră să învățăm să fure în viață. Noi trebuie să învățăm cu dreptatea, cu ceea ce se întâmplă, să, în realitate, să aia să fie și să se acorde victoria celui care o merită, celui care o munci pentru ea, nu celui care o dau ei la parte, unde o dau. Credeți în continuare, așa cum s-a vehiculat și în trecut, că există o conspirație a arbitrajului împotriva pugiliștilor români la marile competiții? Nu, 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 nu asta, nu, nu, chiar nu. Ei au niște interese. Eu știu mai mult sau mai puțin neștine. Nu știu cum să le cataloghez acum, dar sunt niște interese și atunci fiecare caută să dea, eu știu, pentru niște servicii mai mari, mai mici, habar n-am, nu mă pricep la asta, dar poate dacă o să mai particip la mai multe competiții, o să aflu mai multe date despre ce se petrece în spatele cortinei. Că, de fapt, acolo se împart văcătiturile, nu se împart pe ringul de box. Și asta e ceea ce mă doare pe mine, că nu m-ar durea deci dacă copiii mei n-au fost buni. Respectiv, referindu-ne la Cosmin, mulțumit de cum s-a comportat în ring. Da. Cosmin și-a făcut treaba foarte bine. Cosmin o căuta să și etaleze toate cunoștințele pe care le are despre box și în cei 5 ani de când lucrăm împreună am reușit să-l învăț destule și văd că le-a și etalat frumos această competiție. Deci toți erau încântați de evoluția lui și în momentul când urca el pe ring, deci toți așteptau să vadă un meci spectaculos, un meci în care el era viorantului totdeauna. Per total, 3 medalii pentru pugiliștii juniori români. Antrenați da, dar toate de argint. Toate de argint. Voiam măcar una să-ți fost, da, ori dintre ele. Dar înainte de a pleca spre Ucraina, Înainte de a pleca acolo, chiar nu aveam nici cea mai vagă idee cum se vor comporta copiii, pentru că în 3 săptămâni de cât am avut noi de lucru împreună, nu poți să faci foarte multe. Deci ce am încercat eu să fac a fost să îi mobilizez cât mai bine pentru a reuși niște rezultate deosebite și dovadă că am reușit să mobilizez. Corect. Prea multă pregătire cu ei, efectiv n-am avut timp să fac. Am căutat doar să punem la punct lucrurile cu care să-i batem pe adversari. Și cât de cât am reușit să punem la punct. Deci chiar eu pot să zic acum, după competiție, că mi-am îndeplinit obiectivul și am reușit un lucru la care
cei mai mulți nu se așteptau. Bă, și nici nu cred că se hăma cineva să... Să pornească la un așa drum cu... Să ceva. Da. Cu toate că eu la plecare, deci că în etapizare trebuie să treci cu ce performanțe poți veni la acea competiție. Și eu am trecut una, două medalii. Și ați venit cu trei. Și am venit cu trei, da. Am făcut felicitări. 1+2. Felicitări încă o dată, maestru Ilie Captării. Încă o întrebare. Am văzut și am citit că ați avut o nemulțumire și de faptul că pe site-ul Federației Române de Box n-a apărut nici măcar un cuvânt, ca să nu spun un rând, despre... și nici astăzi luni, când competiția s-a încheiat de două zile, despre performanța pugiliștilor români. Păi, noi nu facem parte din federație, poate. Noi nu suntem ai românilor. Eu știu, putem fi ai bulgarilor, ai altora. Nu neapărat ai românilor. Deci, în momentul ce în federația română ne iubește, ne se laude cu noi, cu ceea ce am făcut noi, cu ceea ce am reușit noi. Eu știu, poate... Vă iau mai mult de la noi. Lăsați nu fi supărat, maestru, că am compensat noi aici pe plan local. Eu și colegii mei de la celelalte publicații locale, zi de zi, am fost cu ochii pe dumneavoastră și pe Cosmin Gârleanu și am trecut pe foaie performanțele, reușitele, meciurile câștigate de el și în final medalia de argint. Iată, acum este aici în fața telespectatorilor noștri și ne mândrim cu el și cu performanțele pe care le obținem și cu și totodată cu dumneavoastră. Ce pot să fac decât să-i mulțumesc că au muncit și că și-au dorit să facă lucrul ăsta și să o țină în continuare tot așa, că sunt sigur o să reușească performanțe și mai valoroase. Prima competiție la care va participa vor fi campionatele mondiale de juniori în septembrie la San Petersburg, în Rusia. Deci Avem o vară plină cu muncă. Fierbinte. De muncă și da, plină de transpirație în sală. Muncă. La sac. Okay. Da. Încă o dată, felicitări. Voiam să vă mulțumesc vouă, deci că vă interesați de ceea ce facem și încercați să ne, eu știu, să ne obluziți rănile. Deci dacă ceilalți ne bagă în seamă, măcar voi aici pe plan local, după când ne ajutați, vă interesați de ceea ce facem noi. Asta chiar ne aduce o alinare profundă acolo că suntem singuri printre străini. Și noi vă mulțumim și vinovați sunteți dumneavoastră și că ne dați ocazia să aducem în fața iubitorilor sportului rezultatele muncii dumneavoastră și a copiilor, sportivilor pe care i-a antrenați, formați ca oameni înainte de toate și iată, îi duceți pe culmile gloriei în acest box minunat. Încă o dată vreau să le mulțumesc copiilor că s-au înhămat la munca asta și că și-au dorit să facă, că fără ca ei să fi dorit să facă, nu reușeam. Deci dacă ei nu reușeau să se mobilizeze bine, nu reușeam să fac performanța asta. În primul rând, ei sunt și vinovați de reușită. O ultimă întrebare. L-ați împăcat greu pe Cosmin după decizia din finală, categorie? Îți dai seama, deci că asta pentru el a fost, cred că, decizia cea mai ușor de înghițit, pentru că a fost totuși răsplătită cu o medalie. La precedentele campionate unde nu reușit să ia medalii, acolo a fost mai greu. Dar e un copil învățat cu greu și... Și cu siguranță va pune mâna și pe medalie de aur, fie la campionatele mondiale în toamnă, dacă nu la următoarele europene. Maestru, mulțumim mult de tot și toate cele bune vă dorim. Succes în activitatea dumneavoastră. A fost maestru Ilie Captari, antrenorul lotului de box junior al României, dar înainte de asta antrenorul pugiliștilor de la Clubul Sportiv Școlar din Hunedoara. Cosmin, ai auzit ce a zis maestru, te așteaptă o vară fierbinte, cu multă muncă pentru a ataca acum campionatele mondiale. Da. Pregătit? Da. Da. Abia aștept să mă pregătesc. Ce urmează pentru tine acum în perioada următoare? Primești un pic de vacanță sau te întorci direct la sală? Mă întorc la sală. Da? Mă mișc în continuare și aștept să încep pregătirea. Niciun
O zi de relax? Ba da. Dar nu prea mult, eh? Am, da. Că nu este timp. Și competițiile bat la poartă și nu te așteaptă și nu te întreabă dacă ești pregătit. Domnul director, l-am auzit și pe antrenorul și colegul dumneavoastră, Ilie Captari. Este un antrenor deosebit și dornic de performanță. Toți elevii îl iubesc. Deci face performanță cu ei lucrând la maxim. La fel cum a fost și acea Cupa României la tineret. Exact, o competiție organizată după foarte mult timp la Hunedoara. Și o dorință foarte puternică pentru a arăta Hunedoarei că se poate și că avem sportivi și muncesc. Și muncesc în felul lor. Pentru ei urmează pregătire la sala, ați văzut, sala de pregătire care o au și un cantonament de vară. O sală altfel cochetă. Da. Cu toate condițiile pentru a se pregăti. Da, pentru a se putea pregăti. Mai avem un telefon, colegii din regie mi-au comunicat. Alo? Alo, cine avem plăcerea? Jimmy la telefon. Cine este? Jimmy Kereji. Au, Jimmy Kereji. Salutare, Jimmy, tu sunt de departe. Da, salut, Sami. Vreau să-l salut și pe maestru Ilie. O să-i transmită? Poftim? O să-i transmită și maestru Ilie. El de data asta nu este în platou. Și el a intervenit tot telefonic pentru că a fost prins cu o altă problemă în altă parte la ora aceasta. Însă se află alături de noi directorul Clubului Sportiv Școlar din Hunedoara, domnul Nicolae Cârstea. Da, salut! Nu ne cunoaștem, dar am auzit de el și am văzut performanțele. Da. Să le spunem și telespectatorilor noștri despre cine este vorba. Este Jimmy Kereji, James Kereji, fost pugilist la Clubul Sportiv Școlar din Hunedoara, cu rezultate foarte bune pe plan intern, iar acum el se află în Germania și boxează la profesioniști, un fost elev al maestrului Ilie Captari. Cu ce ocazie, Jimmy, ne cauți? Cu ocazia câștigării medalii de argint a lui Cosmin. Ai aflat? S-a aflat și în Germania? Da, am ținut legătura cu el pe Facebook, pe perioada campionatului european. Vreau să-l felicit și să-i spun că nu este nicio problemă chiar dacă a pierdut pe nedrept. Și este oricum o performanță foarte mare obținută. Și poate să se gândească că ar fi putut să-l fură chiar și din primul meci. Deci nu este chiar așa o mare problemă. Surpriză? Mulțumesc, da. Surpriză? Nu mă așteptam. A ținut legătura? Da, am vorbit cu el pe perioada competiției. Deci te-a susținut? Da. De la distanță. Ce-i recomanzi în continuare, Jimmy? Să se pregătească în continuare la fel de bine și cât mai mult noroc pe viitor și, ce să zic, cu siguranță va fi un boxer foarte bun și pentru Olimpiada din 2020 sunt sigur că se va califica și va face treabă bună dacă se va ține de treabă în continuare la fel. Crezi că are șanse? Tu da, ești un cunoscător al fenomenului, ai ochiul format. Da, îl vedeam, sincer, un campion european acum la acest campionat european, dar, după cum ați văzut, arbitrii mai fac și unele jocuri de culise. Foarte interesant ce ne-a spus Jimmy. Voi v-ați întâlnit și la sală? Păi tu ai plecat de ceva timp din Hunedoara. Da, am fost în martie. Am fost la sală să-l salut pe maestru Ilie, să-i salut pe băieți, chiar și pe Cosmin. Doar cu Cosmin m-am întâlnit la sală. I-am urat succes pentru turneele și campionatele de anul acesta. Și voi mai veni în luna iulie, în seară, și îl voi mai vizita. Aștept să ne vedem. Altfel, tu cum o duci în Germania, din punct de vedere sportiv? Mă pregătesc pentru un meci ce va avea loc în 20 iunie. Și pentru apărarea titlului. Pe care l-ai câștigat anul trecut. Da, în noiembrie. Deci îți pui centura la bătaie, titlul la bătaie. Da. Succes, Jimmy, succes.
Mulțumesc. Poți să-i spui și lui Cosmin? Poți să-ți faci un rost în viață muncind în sala de box? Poți să-i spui și lui Cosmin, lui Cozu, dacă poți prin pugilism să-ți faci un rost în viață? Să nu-și piardă speranța? Da, eu cred că boxul, doar el doar prin box ar putea face ceva foarte, foarte bun și prin muncă nu are rost, dar ca un simplu muncitor. Boxul este făcut pentru el, părerea mea este. Mulțumim, Jimmy, pentru intervenția telefonică. Îți dorim toate cele bune, sănătate. Mulțumesc. Și succes în activitatea ta, să-ți aperi titlul pe care îl deții. Da. Mulțumesc! La revedere și la Cosmini urez succes în continuare și ne vom revedea în luna iulie. Mulțumesc și multă baftă și succes acolo! A fost Jimmy Cheregi, un fost pugilist hunedurean, format tot la Clubul Sportiv Școlar din Hunedoara de maestru Ilie Captari, care acum boxează în Germania și o face bine la profesioniști. După o scurtă pauză de publicitate, îmi vor reveni din nou în platou, în direct, și vom discuta despre performanța reușită de Cosmin Gârleanu, medalie de argint la campionatele europene de juniori. Am revenit în direct cu partea 2 emisiunii de astăzi. Eu sunt Sami Tamas, iar invitatul meu de astăzi, principalul meu invitat, este un campion. După cum bine știți, campionii vin la Hunedoara TV. Este vorba despre Cosmin Gârleanu, pe care chiar acum îl aveți în imagine. Câștigător al medaliei de argint la campionatele europene rezervate juniorilor de la Lvov din Ucraina, la categoria 44-46 de kilograme. Cosmin a luptat în 4 meciuri în Ucraina săptămâna trecută. A fost o săptămână grea pentru el. Pe 3 le-a câștigat în unanimitate cu decizia arbitrilor, scor 3-0. În a patra a trebuit să accepte decizia acelor arbitri de masă, arbitri judecători, cum li se mai spune, care, în ciuda aparențelor, și aici citez specialiștii în domeniu, l-au văzut învingător pe adversarul lui Cosmin, un pugilist din Georgia. Nu e rău deloc, o medalie de argint la campionatele europene nu e de aici de acolo. Au fost peste 220 de pugiliști din 27 de țări, au urcat în ringul din Lvov, printre ei și Cosmin Gârleanu, care, după cum ați putut vedea, nu s-a întors cu mâna goală acasă, a venit cu o medalie și o plachetă ca să ne convingă că performanța lui este adevărată. Am discutat în prima parte și cu antrenorul lui Cosmin, cu maestrul Ilie Captari și totodată antrenorul lotului României de juniori de box. Ne-a spus impresiile culese în Ucraina, dar și faptul că și-a îndeplinit obiectivul. A plecat cu gândul de a câștiga 2 medalii, iar România s-a întors cu 3 medalii de argint. Și un mic regret, că una dintre ele nu a fost de aur. Cred că și-ar fi dorit-o să o câștige Cosmin Gârleanu. Împreună cu noi și îl însoțesc și astăzi pe Cosmin este domnul director al Clubului Sportiv Școlar Hunedoara, domnul Nicolae Cârstea. Domnul director, cum am auzit și de la domnul Ilie Captari, maestru Captari, este important cum informăm pe acești copii, cum avem grijă de ei în continuare, pentru ca sportul hunedorean să nu-i piardă și să se bucure de rezultatele pe care le obțin, odată cu ele făcând cunoscut în lume numele orașului, numele țării. Da, prin asta noi le dăm tot ce putem. Deci toate performanțele, toate răsplățile lor sunt prin aceste performanțe, prin aceste medalii, prin aceste locuri pe care le câștigă. Este păcat, pentru că în ceea ce privește un club sportiv școlar, cum este cel din Hunedoara pe care dumneavoastră îl conduceți, poate să-i păstreze locului, ca să zicem așa, până ei împlinesc vârsta majoratului, termină școala, liceul și mai apoi da, la noi trebuie să își caute un club care are secție da, pentru seniori. Continue. Da. Iar cei mai buni dintre ei asta și fac. Da, este cei păcat. Mai buni își caută și continuă. Dar pierde comunitatea locală. În mare parte se pierde și pierde comunitatea. Am purtat o discuție cu reprezentanța ai primăriei, cu domnul viceprimar Bobo Uțan,
se gândesc și au un proiect pentru un club al municipiului și în colaborare cu Institutul de Inginerie și în parteneriat cu noi, cu Clubul Sportiv, s-ar putea să facem această continuitate. Un proiect care ar da viață sportului hunedorean. Pentru că pe lângă box, la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara sunt noi secții. Noi avem 6 secții. Noi avem secție de atletism, secție de înot, secție de lupte, secție de handbal feminin și masculin. Deci avem secții și cu toate cu rezultate bune. Da, rezultate deosebite. Dovadă aici lângă noi Cosmin Gârleanu, multiplu campion. Noi nu l-am mai menționat. Exact, multiplu campion național la cadeți și juniori, da. Vicecampion european. Avem medalia cu bronz la mondiale, Sorin Dobondi, ca să nu mai spunem o domnișoară handbalistă care este la Centrul Național de la Râmnicu, da, Vâlcea. Deci avem fete care sunt în Sonia Sărănfinceanu, deci este componenta lotului de tineret și calificată la Campionatul European din iulie. Avem pe Munteanu Alexandra, componentul lotului de junior, calificată și la Campionatul European din august. Deci avem sportivi deosebiți și în toate secțiile. Deci avem profesori și sportivi care muncesc și lucrează și au performanțe și au rezultate. Și ar fi păcat ca ei să se piardă, deci, să spunem, să sper plece să nu în rămână numai parte, o poveste. Cum s-a întâmplat până acum, nu? Da, sper să nu rămână numai o poveste. Eu am luat fiecare secție în parte și discut cu toți antrenorii mei, cu profesorii mei și în colaborare cu ei. Sper să facem un parteneriat împreună cu comunitatea locală și Institutul de Inginerie. Uh-huh. Eu așa aș dori ca ei, după ce împlinesc 18 ani, să-și continue la noi în Hunedoara activitatea sportivă. Să reprezinte, da, să ne reprezinte orașul și clubul, așa cum au făcut-o la categoriile cadeți, juniori, să o facă și la seniori. Ar fi un mare câștig pentru comunitatea. Apropo de școală, Cosmin, unde ești elev? La Liceul Tehnic Matei Corvin. Ai fost astăzi la școală? Ai apucat să treci? Pe la... Da. Și? Cum te-au primit colegii, profesorii? Au aflat? Da, au aflat. Că am înțeles că pe site-ul Federației Române de Box e spațiu liber. Da. M-au felicitat. Mă întorc la școală. Trebuie să merg în fiecare zi să-mi iau note. Ca să reglez situația, nu? Da. Să fie bine și pe plan școlar. Da, timpul pierdut să-l compenseze. Compenseze, clar că... A fost invitat și de către primărie. Mâine, probabil, o să fie primit de către domnul primar. Mâine să vedem la ce oră. Și atunci, împreună cu antrenorul, va reveni și vor merge împreună să-l felicităm. Este foarte normal, pentru că ceea ce a făcut Cosmin... Da, este pentru... Nu a făcut decât să... Da, da, este pentru întreaga comunitate din Hunedoara. El a reprezentat orașul și România cu mândrie și cu succes, urcând până pe podiumul de premiere la o competiție cu caracter european. Vorbim de juniori, pentru că mai sus, cum spuneam mai înainte, încă nu putem să zicem nimic. Deci acolo doar e o barieră pentru noi doar și ne oprim. Momentan, sperăm. Sperăm să fie un proiect realizabil. Legat de secțiile, dumneavoastră a spus că da, eu, există o colaborare strânsă între dumneavoastră și colegii antrenori de la cele 6 secții. Da, colegii mei, profesorii mei, suntem un colectiv unit și o colaborare foarte bună. Am o secție de atletism unde am doi profesori, Marieta Ilcu și Bucru Florin, și au rezultate, dacă avem timp, ăsta, Huțeanu Alexandru, medaliat cu aur la cross pe echipe și este în lotul național. Maira Alexandra, medaliată cu aur la marș, lotul național. Pivnicerul Petrina, dublă campioană României la copii 60 și 200 de metri. Gheață Andrada, aur la triatlon copii. Scurtul Sara, bronz la probe combinate. Și echipa de marșul 1, copile, medaliată cu argint. Aici, la atletism, avem o problemă destul de deosebită. Ei se antrenează, asta vreau să spun, se antrenează pe stadionul Mișa Klein, pe pista de zgură, dar acolo... Așa zisă de zgură. Așa zisă de zgură. A fost deja, odată de zgură. Deja au apărut pietrele, e macadam acolo. Sunt,
se împiedică de pietre, mai cad, se julesc, se accidentează și e foarte periculos. E foarte periculos. Chiar asta vreau să vă întreb, există vreo soluție? Pentru că îmi dau seama că sportivii de la atletism sunt cei mai vitregiți din punctul de vedere al locului de pregătire. Gândiți-vă că se antrenează 6 luni, aproape pot să spun pe noroi. Deci acolo o zgură îmbibată cu pământ. Să nu-i zic noroi, să ajungă prin mocirile. Bolovan, da, și de cărămizi. Da, și când merg la concursuri, alergă deja prin aer, pe coritan. În această iarnă, în colaborare cu profesorul Bucur, am reușit să-i antrenăm pe o pistă de coritan. Deci ne-a ajutat domnul director Liga Adrian de la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, ne-a dat voie în pauzele antrenorilor, orelor de la colegiu. E foarte interesant această colaborare. Da, avem o colaborare și orice problemă, eu cred că se rezolvă dacă o discut și merge. Făceam de 2 ori pe săptămână cu microbuzul deplasarea nostru, deplasarea de la Hunedoara la Deva și acolo își făceau 2 ore antrenamentele. Mulțumim domnului director și sper să avem și noi, cu toate că ne dorim această pistă, chiar discutăm măcar două culoare să avem acolo. Sau în viitor apropiat am găsit terenul unde am putea să facem în curtea Colegiului Național Iancu de Hunedoara. Deci acolo este un teren care am mai încercat acum câțiva ani să-l amenajăm. Se poate face un teren pentru toate sporturile și am discutat cu domnul profesor și director Minișca de aici din Deva. Am fost și am văzut baza lui Sportivel. Este director, dar este profesor de educație fizică. Are o bază adevărată, unde poți să-ți faci orele cu drag. Pistă de coritan. Toată baza este extraordinară. Unde se află? Deci, la școala Andrei Șagună. La Șagună. Și credeți că o astfel de bază s-ar putea... Da, se poate și nu sunt eforturi. Face și în Hunedoara? Sigur că da. Sunt terenuri care stau degeaba. Sunt terenuri în curtea școlii. Deci sunt terenuri care sunt părăsite, sau izolate. Da, se pot face, pentru că ne pus în valoare. Dimineața copiii de la școală lucrează și se lucrează pe niște terenuri curate și adevărate și noi după amiaza ne putem face antrenamentele. Deci Colegiul Național Iancu de Hunedoara are această izlaz cu rămas, crescut iarbă. Odată l-am nivelat, l-am aranjat, am tăiat și l-am adus la un nivel. Am făcut un mini-proiect în 2004 sau 2005, în colaborare cu domnul director Marinescu, dar nu s-au demarat. Nu s-a plecat. Undeva... Da. Noi suntem acolo 4 profesori, pentru că titular și eu sunt acolo. Da, dar se suprapun orele. Nu ai unde să-ți desfășori activitatea. Iar, după câte știu eu, sediul Clubului Sportiv Școlar din Hunedoara este foarte aproape de... Da, noi suntem foarte aproape. Colegiul Național Iancu de Hunedoara. Da. Avem secție de not, unde am profesori pe Anca Băjan, Dan Ardelean, Marieta Ciubâncan. Iarăși profesori dedicați și dedicați în ceea ce fac. Da, sigur. Și rezultate deosebite. Au rezultate pe măsura muncii. Numai să enumăr câțiva dintre sportivi. Da. Bădeață Alexandru, campion la senior și în lotul național. Buzdugan Adelina, vicecampioană la senioare la lotul național. Mălina Andra, locul 3 la tineret. Mera Raluca, vicecampioană la juniori, participantă la concursul țărilor europene. Locul 8. Iacob Victor, campion la juniori. Marton Arnold, vicecampion și medaliat la juniori, Perju Alina, Bădărău Raul, Pădureanu Andrei, Hăulică Oana. Aici ați văzut o competiție frumoasă și adevărată în toamnă, atunci în octombrie. Ca de altfel, în fiecare dintre ultimile 11 toamne de când la Hunedoara se organizează campionatele naționale de not în bazin scurt. Și a devenit ca un eveniment național în Hunedoara. Deci este deosebit. Este deosebit. Avem foarte mulți sportivi. Peste 120 numai la not. Avem peste 100 și dintre care vreo 65 legitimați. Pentru că noi facem sport de performanță. Este ca o piramidă. Deci având o bază de selecție cu 500 de copii, așa ajung în vârf. Cum sunt ei, campionii, cei care muncesc și care se dedică, cum zicea că muncește, dar muncește antrenându-se. Corect. Cu scuzele de rigoare, trebuie să vă întreb puțin, pentru că colegul meu, Peti, din regie, spune că îl avem
legătură telefonică pe primarul municipiului Hunedoara, Viorel Arion. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! Nu știu dacă ați aflat, dar municipiul pe care îl conduceți a mai dat țării și continentului un campion. Cosmin Gârleanu, pugilist la Clubul Sportiv Școlar din Hunedoara, a câștigat săptămâna trecută, sâmbătă, la Lvov, în Ucraina, medalia de argint la box. Am aflat, de altfel, este produsul unei școli care crește pe zi ce trece. Îl felicit în primul rând pe cel care a câștigat medalia, pe tânărul nostru boxer, dar și pe cei care se ocupă de pregătirea lor. Am fost și am și văzut locul la care se pregătesc, baza pe care o au. Cred că sunt puține locuri în județ, poate chiar în țară, care să beneficieze de astfel de condiții. Mândru să aveți așa un sportiv în orga pe care o conduceți? Evident, evident că sunt mândru și mă aștept ca și în continuare să mai aducă medalii orașului Hunedoara. Eu personal am să-l prezint de zilele Hunedoare ca pe un viitor mare campion și cred în șansele lui. Cred că va aduce multe medalii și se va înscrie în constelația marilor sportivi care au dus Hunedoara peste hotare. Credeți că municipalitatea poate să îl susțină pe el cumva și pe colegii lui la fel de talentați și cu rezultate evident, bune? Evident că orice tânăr talentat beneficiază de sprijinul Consiliului Local, indiferent dacă performanțele lor sunt de ordin sportiv sau olimpic, mă refer la cei care participă și câștigă olimpiade acolo unde merg. Știu că la începutul anul acestui an, după ce a câștigat Cupa României, l-ați vizitat pe Cosmin Gârleanu chiar la școală. Da, i-am făcut o surpriză. O vezi mai face? Sper să-i fi plăcut. Am fost personal la el în clasă și i-am oferit o cupă, o medalie merită și faptul că își continuă activitatea profesională cu atâta seriozitate nu poate decât să mă bucure și să mă facă să-l felicit și să-l îndemn să o țină tot așa. Cosmin? Mulțumesc foarte frumos. Mulțumim, domnule primar. Mulțumim și noi pentru intervenția telefonică. La revedere. La revedere. Cosmin, este clar. Toată lumea din oraș și nu numai știe despre performanța obținută de tine. Încă o dată, nu? Încă un motiv ca să fii mândru și mă gândesc că în același timp și obligă. Da. Trebuie de acum să muncești și mai mult decât ai făcut-o până acum, pentru că știi vorba aceea. E greu să ajungi în vârf, dar e și mai greu să te menții. Menții. Corect. Domnul director, și dumneavoastră aveți o misiune dificilă, pentru că trebuie să vă ocupați dificilă. De... Noi pentru asta suntem acolo. De... Suntem puși să le asigurăm tot ce le trebuie, ca ei să facă performanță. Mai avem un of care, handbalul, ați pomenit, acele fete care sunt la lotul național, dar noi nu avem o sală de joc, o sală de antrenament a clubului sportiv. Într-adevăr, facem la... Colegiul chiar nici orașul nu are o sală de sport. Municipiul Hunedoara nu are o sală de sport. Nici cea de la Deva nu e prea grozavă, însă... Într-o săptămână ce am făcut și acolo din acea sală, ca să putem face totuși ceva. Și ați făcut. Nu, am făcut. Într-adevăr, a fost toată lumea mulțumită, toată lumea... Într-adevăr, bune condiții. Da, da, se putea mai mult, dar dacă începeam mai din timp. Deci o sală de sport, dacă se poate... Nu știu, pe un proiect european, pe un program de finanțare cu, deci găsit, deci va trebui neapărat pentru clubul sportiv sală, pentru jocuri și pentru activitățile sportive, toate să le desfășoară, pentru că noi lucrăm într-adevăr și avem o colaborare cu Trăinălescu și Colegiul Național Iancu de Hunedoara.
dar și de la Iancu de Hunedoara nu este competitivă și nu putem să ne desfășurăm activitatea. Și câteodată ne suprapunem și atunci mai există și probleme și diverse. Se rezolvă, nu e o problemă. Dar ca să ne putem desfășura orele în bune condiții și antrenamentele, ne va trebui o sală a noastră. Câți sportivi în total sunt legitimați la Clubul Sportiv Școlar din Hunedoara? Deci avem 465 de sportivi legitimați, dar avem peste 500, deci în baza 550, pentru că noi avem o bază de selecție în continuu. Deci noi, de când începe anul școlar, începe și selecția și pe tot parcursul, cei care se mai și pierd și cei care vin în continuare. Și progresează. Da. Încă un telefon avem? Alo? Alo? Bună seara! Cu cine avem plăcerea? Cu Loredana. Bună, Loredana! Aș dori să vorbesc cu Cosmin. Te rog frumos! Dacă ai o întrebare pentru el sau o urare, o felicitare? Îi felicităm, multă sănătate și aș dori să știu cum e pe Facebook. Cosmin? Mulțumesc foarte frumos! Vă place boxul, Loredana? Ție și prietenilor tare, pentru că aud în fundal că sunteți mai multe în jurul receptorului. Alo? Haide că v-ați emoționat. Vă așteptăm și cu altă ocazie să ne abordați cu telefonul. Cosmin, ce să mai zic, deja fetele au pus mâna pe telefon și sunt interesate de activitatea ta sportivă și chiar de tine, personal. Bucuros? Bucuros. O cunoști pe Loredana? Nu. Ți-a zis ceva de contul personal, de FB? Nu o cunosc. Cum ar putea, eu știu, să intre în contact cu tine chiar și prin mediul virtual iubitorii boxului sau persoanele care sunt interesate de tine? Sau să afle despre activitatea ta sportivă? Am pe Facebook, Cosmin Gârlinu. Da? Da. Și acolo accept mesaje de orice da. Gen. Da. Ok. Interesant. Așa s-a fost emisiunea de astăzi în care am discutat din nou despre box. Se pare că este sportul la putere în acest început de an, în special în municipiul Hunedoara. Performanța obținută de Cosmin Gârleanu ne-a făcut încă o dată mândri. El a câștigat medalia de argint la campionatele europene desfășurate săptămâna trecută la Lvov, în Ucraina. O medalie muncită, 4 meciuri în ring, în mai puțin de o săptămână, nu e puțin lucru, 3 victorii și o înfrângere în finală. O medalie pentru care îl felicităm încă o dată și dorim succes în continuare, să fie sănătos, să poată să muncească la antrenamente și, de ce nu, să ne revedem din nou în toamnă, tot aici, la Hunedoara TV, cu o medalie la campionatele mondiale. Sperăm atunci să fie din cel mai strălucitor metal. Da. Așa să fie, nu, Cosmin? De aur. De aur. Succes în activitatea ta și dumneavoastră vă doresc, domnul director Nicolae Câstea, succes în activitate, să aveți grijă de acești copii. Mulțumim. Și să ne dați ocazia să noi victorii și noi performanțe deosebite. Până la o nouă revedere, vă doresc toate cele bune, nu înainte de a vă invita să rămâneți în continuare cu programele realizate de Hunedoara TV, peste puține momente. Principalul grupaj de știri al zilei, prezentat de colega mea, Andreea Buga. Toate cele bune!